Vreme trece, vreme vine. Toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte, tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Când cu zgomote deșarte vreme trece, vreme vine. Nici încline a ei limbă rece acum până gândirii înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține poate. Pentru cine o cunoaște, toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghici vei chipui. Și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate, căci acelorași mijloace se supun câte există. Și de mii de ani încoace, lumea-i veselă și tristă, alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de-adese, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte, te-or întrece nătărăii de-ai fi cu stea în frunte, teamă n-ai că ta vor iarăși între dânsii să se plece. Nu te prinde lor, tovarăși, ce e val ca valul trece. Cu un cântec de sirenă lumea întinde lucii mreje, ca se schimbe actorii în scenă, te momește, învârteje, tu pe alături te strecoară. Nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating să feri în laturi, de hulesc să taci din gură. Ce mai vrei cu atale sfaturi dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece, ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă, ce e val, ca valul trece. Nu spera și nu ai teamă, te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate-s vechi și nouă toate. Vreme trece, vreme vine. Sunteți un recitator cu totul aparte și citesc din George Stanca acum, care la rândul lui spunea că nu e în măsură să vă, considere în acest fel, întrucât este cât se poate de părtinitor, pentru că îi recitați din poemele domniei sale. Însă m-am întrebat, încercând să aflu câte ceva despre viața dumneavoastră, cum a fost când aveați 8 ani și pentru prima dată ați început să scrieți? Mai țineți minte o poezie de atunci, maestre? Da, cred că știu. Sau oricum, chiar dacă o știu cu aproximație, mi-aduc aminte de clipa când ea s-a născut într-un mod inconștient. Pentru că eu aveam descris un articol la Gazeta de Perete pentru moartea lui Stalin. Era un moment cutremurător pentru toată mișcarea comunistă din lume. Lumea plângea atunci, cred că a fost... Da, lumea plângea, nu știu cât de sincer plângea, dar știu precis că a fost un moment de întristare națională. S-a și pus doliu național, dar învățătoarea noastră de atunci, eram, mi se pare, la Plopeni, lângă Ploiești, tata era inginer în petrol, inginer interbelic și era din 36 inginer, deci apucase să îmbogățească în perioada aia de înflorire a industriei petroliere din zona Dâmboviței, unde m-am născut.
Și tatăl meu era lângă mine, mi se pare că era duminică, și eu am început să scriu. Nu prea știam de Stalin prea multe. Doar așa, ce învățam la școală. Doar, dar de la radio am aflat vestea morții lui și atunci am spus în fața radioului, am stat foarte mult timp nemișcat. Și gândeam în mintea mea, cum se poate așa ceva? Tata zice, mă, vezi că tu ai început să scrii în versuri. Du-o mai departe, așa că e interesant. Acum vă spun cinstit, nu prea găseam eu rimă cu mintea mea de atunci și cu inima mea de atunci, nu găseam rimă la Stalin. Dar am găsit una, chin. Chin? Chin. Stalin, chin. Și zic, și am plâns cu chin pentru iubitul Stalin. Pe urmă am dus mai departe, luam un angajament, că eram pionier, punând mâna pe piept, îmi iau un angajament, să urmez îndemnul tău până voi muri și eu. Cam așa era. Dom'le, poate puțin mai complicată, dar am terminat-o cu rimă, toată această compoziție. La 8 ani de zile. La 8 ani. Tata zice, dom'le, ești tare, s-ar putea să te apuci de asta, de poezie. Dar mi-au publicat-o la Gazeta de Perete, în forma asta, de poezie. Imediat am început să scriu însă despre mamă, despre lucruri care mă impresionau atunci, despre fel de fel de ocazii. Făceam poezii ocazionale. Eram copil și în funcție de ce mă emoționa, dar de fapt așa am făcut până la urmă toată viața. N-am scris multe poeme și pentru că am avut prieteni mari poeți. Am fost prieten și cu Nichita până a murit. Am fost și cu Dan Laurențiu până a murit. Dar în timpul vieții lor eu nu mi-am permis nici să scriu poezie, oricum nu scriam. Am uitat să vă spun că eu am compus poeme numai în oralitatea. Prima oară când am scris a fost atunci la 8 ani. După aia le făceam în oralitate. Și data următoare, când ați scris următoarea poezie? Nu, după aia am scris cursiv. Am scris până pe la 10 ani. La 10 2 ani, da. Așa am scris, am publicat la Tânărul Scriitor. Uh-huh. Făceam poezii ocazionale pentru eroii care s-au jertfit, pentru dreptate, pentru... Aveam teme date. Aveați teme date, pentru că mă întrebam, iată, pentru un copil de 8 ani, cum putea să recepteze atunci acea realitate a României? Stalin, era perioada... Era perioada impusă. Da. Și nu puteai să gândești cu mintea ta sau să interpretezi ce trăiești. Da. Ci prin prisma celor care te îndoctrinau. Uh-huh. Și atunci am făcut într-adevăr de asta despre eroi. Pentru dreptate s-a jertfit o lume întreagă, lume de eroi. Și iată, noi astăzi ne-a zâmbit prin viața lor lumina vieții noi. Era un poem reușit ăsta. Chiar dacă era cu teză, cu temă. Nu mai contează. Partea asta nu pot să zic că mă dezic de ea. Din potrivă, e copilăria mea frumoasă, luminată. Și erați într-o stare de puritate și de credință în cele ce vă ieșeau. Da, păi dacă vă gândiți că Labiș a fost un poet comunist, îmbrățișat de comuniști până la un punct, până când a murit sărăcuțul, poate chiar din faptul că într-un fel s-a dezis, dar poeziile lui despre lucrurile care se întâmplau atunci în țară erau făcute cu entuziasmul al tineretului. Da. Al tânărului care se implică. Și eu care eram atât de fraged, ca să zic așa, adevărul e că au venit Mihu Dragomir, Nina Casian și Nicolae Tăutu la Câmpul Lung Mușel, pe urmă, unde era un cenaclu și eu participam la cenaclul ăsta, eram cel mai tânăr membru. Vorbim tot de perioada 80 ani sau chiar da, și mai târziu? 80 ani. Nu ne-am dus prea departe. Nu. Dar atunci au venit și au vrut să mă ia la școala de poeți, să-mi ființeze o secție pentru minori.
Și să vreau să-l ia pe Radu Lupu de la Brașov, l-au și luat probabil pe pianist. Însă a venit la tata să mă ceară. Să vă ceară. Da. Și tata a zis, nu vă supărați, eu nu pot să-mi las copilul să-l crească partidul, pentru că eu am posibilități să-l cresc și vreau să-l cresc și cu sentimentul de tată și cu sentimentul de mamă, că altfel dacă mi-l înstrăinați, vă rog să mă înțelegeți. Erați martor acestei discuții în care posibilitate era să fi plecat de acasă? Da, venit împreună cu mine să mă ceară. Și... V-a fost teamă atunci că ar putea ca tatăl dumneavoastră să vă dea? Eram sigur că tata nu mă dă. Nu mă dă. Nu, și eram sigur. Da. Și tata și mama țineau la mine foarte mult. Mai ales că îmi descoperiseră acest talent. Și acum mă luau de la joacă, mă spălau pe genunchi, pe mâini, pe față și veneam în fața musafirilor să le fac dovada că eu am scris aceste poezii. Adică pe care le puteam și spune pe vremea, dar nimeni nu credea. Deci atunci cineva îi le scrie și atunci îmi spunea, ei erau la băutură acolo, zice, dom'le, fă-mi ca să-mi dovedești că tu ai scris, fă-mi o poezie despre țuică, că bea țuică omul clipa aia. Despre țuică. Și eu zic, țuica e bună și te îmbată, dar e bine câteodată ca să bei, că te întărește pentru drum, ea te călește, nu știu ce. Dom'le, imediat făceam. Aveam o ușurință de a versifica și pe mine mă uimea, că puteam despre orice să vorbesc în versuri. Mi-a trecut asta. Odată cu o dragoste ratată, în sensul de tata s-a mutat din oraș în oraș cu serviciu, am făcut 6 ani de școală în șapte școli. Ați fost un călător prin școli. Da, prin școli, pentru că tata trebuia neapărat să meargă să spele păcatele, că el era, a făcut și pușcărie un pic, a făcut un an de pușcărie prin 49 și eu am fost martor acestei. Un an de pușcărie? Nici nu prea cred că am spus vreodată. Da. Eu am fost martor când pe tata l-au ridicat de acasă, au venit o grupare de polițiști, nu știu ce erau la vremea aia, habar n-am ce erau, în orice caz erau și doi ruși. Și 3 români. 5 oameni în casa dumneavoastră, intrând, cum au intrat, domnule profesor? Au sigilat casa, ne-au făcut percheziție, noi am rămas și eu cu mama în bucătărie. În rest, noi nu aveam voie să intrăm, ne-au luat tot. Simțeați că se întâmplă ceva grav atunci? Simțeam, eu am spus mamei, lasă-i mamă, că eu de unde să știu? Că tata avea și alte lucruri pe care poate nu vrea să le dezvăluie. Da. Dar tata s-a dus, s-a ascuns că era vânător. Tot interbelic, a vânat și cu regele în Caliacra. Era un vânător de elită. Tata. A vânat cu regele? A vânat cu regele în Golful Caliacra, foci. Știi că în Golful Caliacra sunt foci și astăzi. Tatăl dumneavoastră inginer în petrol și... Inginer în petrol și cu invenții multe. A făcut reductorul de la gaz metan, e făcut de el în 43. A trebuit să-l doneze statului ca invenție. Uite, nici asta n-am comentat-o. Deși a făcut multe tata. Tata a fost un om foarte activ, foarte puternic și era iubit de oamenii cu care lucra. Ăia să dădeau peste cap să facă planul, să-l ajute să remarce. Mm. Și s-a și remarcat tot timpul, era considerat cel mai bun inginer din toate întreprinderile. De-aia îl și trimiteau, ca să pună pe roate diferite întreprinderi. Domnule profesor, să revenim la momentul acesta al celor 5 echipei de 5 în care ăștia 5. Da. Mama le-a spus: "Aveți ordin de percheziție? Ăia au trebuit să se întoarcă." Eu m-am supărat un pic pe mama, zic: "Lasă, de ce n-ai încredere?" Nu, așa m-a învățat și pe mine, taică tu. Trebuie să aibă ordin de percheziție. Într-adevăr, au venit cu ordin de percheziție. Ei au început percheziția, dar tot în tata a auzit toate astea, îi le spuneau sătenii, că noi eram într-un sat. Comuna se numește Edera, iar sătucul în care m-am născut eu se numește Cricovu Dulce. Dulce. Dulce, Dulce. Da. Nu se numea așa atunci când m-am născut, dar acum așa se numește și sunt și cetățean de onoare, mă rog. Nu numai al acestei comune. Nu numai acestei comune. Dar atunci însă tata s-a speriat și a dat seama că n-are scăpare și de unde era ascuns prin păduri, prin vâlcele, prin locuri de-astea ciudate, a dormit nopți în șir acolo, a venit acasă. Și eram eu cu mama la 5 dimineața, ne-a sculat din somn
tata era, mirosea a pădure, a vânt, a fiară sălbatică. A venit și știu că m-a ridicat în brațe să mă sărute. Dar înainte de asta, i s-au umplut ochii de lacrimi și a început să plângă cu niște lacrimi care curgeau pe obrajii lui cu dâre așa, pentru că el era atât de murdar, stând în sălbăticie, încât n-am să uit niciodată acest lucru. Nici nu l-am mai văzut pe tata plângând de atunci, dar acele lacrimi care curgeau murdar pe fața lui, n-am să le uit niciodată. N-a stat mult în pușcărie, pentru că l-au salvat sătenic în timpul foametei. El făcuse o moară în sat acolo, având bani. Tata i-a fost bogat. Și de-aia l-au și arestat. Mai mult pentru asta. Că n-a făcut politică. Mai mult pentru asta. Făcuse un pic, adică simpatizase cu liberalii. A fost chiar, într-un fel, mă rog, șeful tineretului liberal. Povestea un bătrân. Eu nu știu, n-aveam de... Tata ne-a ascuns asta, că ar fi făcut politică. Dar mi-a fost la liberali. Și el a fost ajutat printr-o coaliție de asta imensă, toate satele din împrejurime au spus, domnule, ne-a dat să mâncăm în timpul foametei, omul ăsta. E plecat la noi de aici, e copil de țărani. Foarte frumos lucrul acesta. Da. Și frumos. Chestia asta l-a salvat pe tata. Da. Plus că mai salvase doi comuniști după de la Cotul Donului, unul era rudă cu noi și trebuia să-l salveze. Era căsătorit cu sora lui și a dat bani grei tata ca să îi aducă pe cei doi comuniști ilegaliști de la Cotul Donului să-i aducă în țară. Dom'le, deci una pe alta s-au spălat bubele astea toate. Tata, de atunci oricum ne-a interzis să vorbim ceva, să ne amestecăm noi în politică sau să ascultăm Europa Liberă, trebuia să nu cumva să spunem că îl ascultam în fiecare seară. Tot aștepta americanii și el, sărăcuțul. Dar ne interzicea să comentăm la școală că ascultăm Europa Liberă, vă dați seama. Pe urmă, a trecut și vremea asta, am mers mai departe, am uitat să scriu poezie. Pentru că atunci când am plecat din Câmpul Lung, m-a despărțit de o iubire neîmpărtășită a mea cu o colegă. Dar eu n-am îndrăznit. Eram atât de timid încât n-am îndrăznit să îi dedicam poezii și le aruncam în curte. Care probabil să erau luate de ploaie, de vânt. Dar eu în inconștiența mea de atunci credeam că toate ajung la ea, cu adresă fixă. Eu așa le trimiteam. Nu cred că a citit vreuna dintre poemele mele, nici eu nu le mai știu pe astea. Eu le făceam în oralitate și le scriam cursiv, așa, fără să... Era ca un dicteu divin. Maestre, dacă ar fi să prezentă, ce ați spune acum? Marea iubire, prima iubire. Acum, nu știu, nu că s-ar fi stins iubirea asta, dar... Iubirile nu mor. Nu mor. Rămân. Eu am păstrat-o în sufletul meu ca pe o flacără care nu se schimbă niciodată. Ea are un poem... Gheorghe Seferis, laureat al Premiului Nobel, care spune așa, domnul Stratis Corăbierul descrie un om. Dar ce are acest om? În fiecare după amiază, azi, ieri, alaltăieri, stă cu ochii ațintiți pe o flacără. Aseară, pe trepte, când urcam, s-a împiedicat de mine și mi-a spus, trupul moare, apa se tulbură, sufletul șovăie și vântul uită. Apoi mi-a spus, știți, eu am iubit o femeie care poate a plecat în lumea de jos. Nu de aceea sunt atât de pustit. Încerc să mă țin cu mâna de o flacără, pentru că flacăra nu se schimbă niciodată. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, flacăra de la lumânarea care a stat la picioarele lui Hristos pe cruce, e aceeași cu flacăra de astăzi, pe care o aprindem noi în biserică. Deci ea nu se schimbă, flacăra. Nu e vorba de faptul că bate vântul să stinge. Ea nu se schimbă, flacăra rămâne aceeași. E în consistența ei și simbolică, pentru că are și o consistență de simbol, flacăra. Și probabil chiar asta simbolizează credința care e perpetuă, nu se stinge, nu are de ce să se stingă și să renască, da. Da, rămâne aceeași. Ce frumos! Câte flăcări sunt pe lumea aceasta, una singură, care nu se stinge. Da. Super, mă. Și e iubirea, de fapt. Da. El vorbește aici despre iubire. Iubirea este o flacără care, deci nu s-a stins nici la mine, dar
Vă mărturisesc că am uitat cum o chema, parcă. Am uitat, au venit atâtea nume frumoase în viața mea și alte iubiri. Cea mai tare iubire a mea din viața mea, cea mai arzătoare, a fost iubirea de mamă. Era atât de puternică când eram foarte mic, încât dacă mama pleca de acasă, eu mă îmbolnăveam, făceam temperatură. O chemați arzând dumneavoastră. Da, dar știu asta precis, că mama se întorcea pentru că îi dădea telefon tata și îi spunea, vezi că s-a îmbolnăvit iar copilul, s-a îmbolnăvit Sebi, că așa îmi ziceau în familie. Și, într-adevăr, era un moment, eu știu, simt și acum, era ca și cum îmi ardea inima. Nu puteam fără mamă, de ce? Nu știu. M-a făcut atât de dependent de ea. Pe urmă, toată dragostea asta de mamă s-a decantat în iubiri răvășitoare de-a lungul vieții mele, am tot iubit. De fiecare dată când iubeam sau mă despărțeam sau treceam printr-o cumpănă, printr-o suferință, scrieam un poem. De fiecare dată când împlineam o vârstă, dar nu de fiecare dată, de câte ori eram într-un fel marcat de faptul că am împlinit o vârstă, eu să știți că niciodată n-am privit împlinirea unei vârste ca o povară. Întotdeauna am considerat-o un câștig. Fiecare an adăugat și acum, mai ales după 60 de ani. Fiecare an, pentru mine, este un câștig. Nu poți să știi. Și, în general, în tot ceea ce înseamnă vârstă. Și la o vârstă mai tânără, eu am considerat mereu un câștig. Mai ales că eu făceam sărbători de fiecare dată când împlineam o vârstă, făceam o sărbătoare și mi-aduc aminte că m-a întrebat Dumnezeu să-l ierte Geo Zaizescu, cu care am fost foarte bun prieten și cu care mă mândresc că am fost prieten, că e una din întâlnirile mele admirabile din viața mea, m-a întrebat într-o zi, mă, de ce tu, eu făceam la universitate zilele mele de naștere. Le făceam într-un context de ăsta în care veneau și artiști de-ai mei, dar și artiști plastici și scriitori, poeți, din zona asta artistică. Multe întâlniri admirabile. Și mulți civili care mi-erau prieteni. Și mulți cu care mă întâlneam pe stradă. Și zic, vino la ziua mea, e la universitate. Sau la cercul militar am făcut zilele mele foarte frumoase. Ei sunt prieteni toți de acolo. Nu știu dacă sunt prieteni cu comandantul cercului militar, care m-a ajutat și ca să trec prin încercarea asta destul de neplăcută, mai ales pentru cei din jur, că eu n-am simțit mare lucru. Da. Când mi-am făcut o operație și după aia a trebuit să fac radioterapie, că era chiar în zona asta a capului, de aceea pur și pălărie, să mă scuz față de telespectatori, pur pălărie pentru că am făcut radioterapie. Uite și dimineața. Și m-a întrebat Geo Saizescu, Eusebiu, de ce faci tu chestiile astea cu 100 de oameni care vin din provincie? 100 de oameni erau. Da, vin, veneau din țări străine. Foste studente de ale mele, iubite de ale mele, pot să spun și asta, pentru că e o mărturisire pe care o fac cu sinceritate. Veneau. Și mă întreabă, de ce faci tu asta? Și eu am răspuns simplu de tot. Pentru că sunt grandoman. Ei bine, a râs Geo mult timp și de atunci nu uita din când în când vrea să se amuze. Zice, de ce faci tu sărbătorile tale? Pentru că ești grandoman, nu? Bravo! Așa că, deci am parcurs, fără să urmăresc asta, aproape, cum spunem noi în teatru, un fel de suivi, așa, am respectat cronologic ceea ce s-a întâmplat până la o vârstă. După aia am început să scriu poeme, cum v-am spus, la diferite ocazii din viața mea. Ca un fel de rit de trecere. Da. M-ați marcat ritul de călătoria dumneavoastră marcată de poem. Da, de exemplu la
ăla, am scris un poem frumos, mi se pare mie acum. M-am lepădat de vis și de culoare. Era pe vremea aialaltă. M-am lepădat de vis și de culoare. M-a reprimit prezentul alb și negru. Sunt omul clipei cu dosar integru și pașaport vizat pentru uitare. Dar inima e străpunsă de stilet. Stiletul e o rază care doare. E dunga între lumină și culoare. Iar eu sunt cleptoman la violet. Aș vrea să ard această clipă, să o nemuresc pentru folos. Sunt pescărușul păgubos ce închiriază o aripă. Asta am scris-o tot așa, într-o zonă a vârstei mele, nu mai știu exact când, doar că pe toate le-am reținut în memoria mea vie. Deci eu n-am avut nevoie să le scriu, a trebuit să le scriu, să le dictez, în momentul în care mi le-a cerut fiul meu, împlineam eu 65 de ani sau nu știu cât, sau 67, acum de curând. Nu sunt poeme scrise cu mâna dumneavoastră, sunt poeme dictate. Dictate, dar asta am întâlnit-o însă, nu dictate, eu nu le dictam, le țineam. Le țineați. Eu le arhivam. Mm-hmm. Cum am zis, arhivarul clipei. Da, în, da. Și, dar nu știam că sunt condiții și pentru poezie, doar intuiam. Adică că sinceritatea e una din condiții. Că nu trebuie să scrii, să faci un poem numai pentru că vrei să faci un poem. Și trebuie să-l trăiești. Să-l trăiești și, spomă, să-l aduci într-o formă care să fie poetică. Dar toate poemele mele adunate într-un volum sunt 16, toate. Am crezut că sunt 17, de fapt ele au fost 17 inițial, dar mi-au publicat doar 16, dintr-o greșeală, nu știu din ce. Și au fost de-a lungul vieții mele, la diferite etape. Sunt un fel de autoportret în miniatură. Toate au această valoare, de autoportret în miniatură. Poate nu întâmplător numărul 16, când l-ați pronunțat, mi-a venit în minte bunica dumneavoastră, care a pierdut un fiu la 16 ani. 16 ani, da. Da, Trăienuși, îi ziceam noi. Da. Traian îl chema, dar toți îl alintau și îi spuneau Trăienuși. Ea, când a venit la Câmpina, mi-aduc aminte, noi am stat cu casa părintească și acum stăm acolo, acum stă mama. Are 91 de ani. 91 de ani, rezistă, mama dumneavoastră. Pâlpâie acolo, pe dealul Mușelului. Prima mea iubire este mama, da. Și uite că trăiește, Dumnezeu a ajutat-o, poate a și pedepsit-o, să trăiască până la 91 de ani, când nu mai poate să facă multe gesturi, dar ea există, e o rădăcină a noastră, noi ținem la ea, o ajutăm tot timpul, chiar acum, sora mea Mirela. Matematiciană. Mirela Ștefănescu. Sunteți foarte pregătit pentru întâlnirea noastră. Este o onoare să aflu viața dumneavoastră, zborul dumneavoastră cu aripă închiriată, care iată ce frumos a mers. Bunica dumneavoastră a continuat, ca să revin la cifra 16, să vorbească cu copilul pe care l-a pierdut. A vrut să vorbească cu fiul ei. Acum n-avea cum decât pe calea lui Hajdeu, unde noi stăm foarte aproape de castelul Iuliei Hajdeu, unde deci Hajdeu a construit un castel în Câmpina. Prin dicteul astral al Iuliei. Eu nu știu cum a făcut și cred în asta, pentru că l-am cunoscut pe fratele lui Geo Bousa, care era fizician și care mi-a spus că într-adevăr există un flux de ăsta, un fel de, sunt unde electromagnetice prin care spiritele comunică. Și aceste unde electromagnetice, după ce omul moare, ele se duc undeva, într-un câmp electromagnetic care poate să află jos sau poate undeva sus. Dar teoriile actuale vorbesc despre același lucru, da. Și când a spus de fizician, mi-a venit în minte un prieten comun, îmi permit să spun. Da, care este un fizician de excepție și cu care, dacă vine, am înțeles că vine spre sfârșitul emisiunii noastre, aici mă întâlnesc cu mare plăcere și îl salut. Asta vreau să spun, că aceste unde electromagnetice se duc într-un câmp, iar noi, dacă avem o putere
anume, care ține și de suflet și de spirit, mai ales, putem ca la un potențiometru, când cauți un program, îl poți prinde și atunci intri în comuniune, și bunica dumneavoastră... ea încerca asta, nu știu cât a reușit, dar într-o ședință de spiritism, așa este, așa se numește, nu e prea indicat să folosești acest, din punct de vedere, cel puțin al religiei creștine, această formă de comunicare cu lumea cealaltă, dar eu am participat. Din întâmplare, mama e născută pe 15 ianuarie, de ziua lui Eminescu. Și a obsedat-o toată viața Eminescu. Atât de mult încât în momentul în care era pe sfârșit, vorbise bunica cu trenuși, totul era în regulă, ea era disperată să afle de la Eminescu chiar, dacă eu mă fac într-adevăr poet. De la Eminescu, era, da. Vrea de la Eminescu. Să-l cheme. Da, l-a chemat pe Eminescu. Da. El a venit. Domnule profesor, i-ați prezent atunci? Da, aveam 10 ani. 10 ani. Era ultima fază mea de care am mai scris poezie continuă. Atunci scrieam în fiecare zi un poem, două. Pe urmă, am trecut la sinceritatea supremă a omului când nu scrie decât ocazional, în sensul că atunci când simte, când toate sunt adunate, când muzele, nu? Încep să consacre adevărurile lumii. Și atunci, cât poți, că altfel sinele tău e prea mic. Știi, ca să-l... Trebuie să ai o muză. Și uite că se pare că atunci, cel puțin în perioada mea de copilărie, am avut muză și mai târziu venea din când în când, mă vizita muza și mai scriam câte un poem. Mai scriam. Mereu greșesc spunând scriam, pentru că îl compuneam. Și l-a întrebat pe Eminescu. Zice, fiul meu, Eusebiu, ce zici? Se va face poet? Sau ce se va face? Nu, ce crezi tu că se va face? El, Eminescu, a răspuns foarte simplu, succint așa, că era, trebuia să plimbi un pahar. Paharul, da. Și a făcut A, C, T, O, R, actor. Eu nici nu știam ce înseamnă. La 10 ani. Eminescu v-a spus, da, de undeva, de departe, din lumea cealaltă, sfere, da, mi-a spus că mă fac actor. Atunci chestia asta pe mine, da, poate chiar asta, da, m-a făcut să mă îndepărtez de vocația mea, care poate era, poate nu era, dar eu credeam că e, și să mă apropii de, să încerc să văd cum e cu teatru. Pentru că mama mi-a spus, nu, așa se spunea pe vremea noastră. Noi atunci, când aveam eu 10 ani, se zicea artist. Artist al poporului, artist emerit, toți erau artiști. Actor era arhaic termenul. Și uite că m-am făcut actor. Ce i-ați spune astăzi lui Eminescu, după ce, privind și în retrospect, privind și în continuare, ați avut o viață atât de bogată prin calea pe care ați mers, cea de păi uite actor. Ce ea spune. Ea spune, odată, vreme trece, vreme vine, cu care am început, e tot un fel de elogiu al meu adus lui Eminescu, dar am făcut și un spectacol foarte frumos, care a avut un succes și în rândul colegilor mei, că e foarte greu în rândul colegilor care sunt exigenți și care nu acceptă că cineva face, alt actor poate să facă ceva. Ei au acceptat cu toții că e ceva special, că e o propunere. Și propunerea mea este următoarea, să pun în oglindă doi poeți geniali. Eminescu este primul și fondatorul, de fapt, al limbii române moderne, dar l-am pus alături de Nichita. Dar nu de Nichita Stănescu, nu ca influențe, pentru că bineînțeles că Eminescu l-a influențat pe Nichita Stănescu, cum și Nichita Stănescu l-a influențat pe Eminescu, pentru că altfel îl citești pe Eminescu după ce îl citești pe Nichita Stănescu. Ce frumos! Timpul nu există, domnule profesor. Nu există. Da? E da? Unul Spengler, un gânditor german foarte interesant, care spune, domnule, timp, valorile plutesc
într-o apă a timpului care e aceeași, da. Și ele se ridică în funcție de valoare la nivel. Și așa poți să stea Eminescu cu Platon sau cu Kant sau cu... Nu contează, da. Cu Kant. Ne putem cu Kant. Influența trecutul, prin urmare. Da, ne putem, da? Influența trecutul. Și trecutul. Prin prezent, dacă, da, ai valoare, da, poți să marchezi și trecutul. Iar suprema ambiție a oricărui gânditor este să aducă măcar într-o clipă trecutul de care vorbeam și viitorul într-o clipă a prezentului, în prezent. Cum zice Eminescu, viitorul și trecutul sutafilei două fețe, vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Orice a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate. Deci e viziunea asta e uluitoare. Și am făcut un spectacol, se numește Visători, la Steaua Singurătății, în care i-am pus față în față, în diferite viziuni, pe Eminescu cu Nichita Stănescu, în viziunea îngerului, în viziunea, da, timpului. Și pe amândoi în i-ați întâlnit. I-ați întâlnit și culmea e, pe amândoi am întâlnit. Da. Într-un fel. Da. Că l-am mai întâlnit odată pe Eminescu într-o o viziune pe care mi-a inoculat-o Nichita, când mi-a arătat casa lui Slavici și mi-a spus, vezi, ninja, mi-aduc aminte, ninja frumos, și acolo zice, vezi, peste gard, e o casă roșiatică, așa. În prispă aici a scris Eminescu Kamadeva. Ții cu mine Kamadeva și a trebuit să țin cu el Kamadeva, păninsoarea aia extraordinară. Și am reușit să țin, adică el spunea două versuri, eu două versuri, am reușit să țin și m-am îmbrățișat după asta, mi-a spus, bravo, bătrâne, ai ținut cu mine Kamadeva, și la ureche mi-a șoptit, l-ai văzut pe Mișu în prispă? Că lui zicea, lui Eminescu, el îi zicea Mișu, ca să numele mic și alintat, ca să-l coboare de pe soclu admirației noastre și să vorbească cu el de la poet la poet. Și l-ați văzut pe Mișu și atunci zice, eu nu l-am văzut în timp ce am rostit poem, dar el a avut o putere așa de mare, aproape magică, asupra mea, încât în momentul în care mi-a șoptit la ureche, l-ai văzut pe Mișu în prispă, am închis ochii și l-am văzut pe Mișu în prispă. Așa că în secolul nostru, dintre cei care au mai trăit o perioadă, venind din secolul trecut, eu numai pe Arghezi îl cunosc, care a mărturisit că la 9 ani l-a văzut pe Eminescu, el în 80 s-a născut Arghezi, în 89 a murit Eminescu. Și în anul morții lui Eminescu l-a văzut pe Calea Victoriei, colț cu Elisabeta, pe trotuar, adică mergând pe trotuar, cu privirile arse așa de boală, l-a văzut pe Eminescu. Bine, la mine e sfruntată treaba să zic că l-am văzut. Nu l-am văzut nici atunci, nici acum, doar cu ochii minții, știi? Și în zona asta de maximă emoție. Dar, foarte importantă zona de maximă emoție. Da, importantă. Mai departe, pot să vă spun în legătură cu poate cu cariera mea de actor, că de acum se declanșează această de la Eminescu citire, cum ar fi, de la spunerea lui acolo, cum a spus-o, a trebuit să mă fac actor, chiar dacă a fost doar în închipuirea mea, că era Eminescu, de fapt ne-a făcut o dovadă, să știți că am acasă, pot să vă arăt, dacă ne mai întâlnim și m-aș bucura să ne întâlnim. Cu mult drag suntem onorați. Da, a fost și un medium atunci. Era o fătucă foarte tare, care intra în transă. Și nu știu cine a spus, poate chiar mama, ca să dovedească Eminescu că e chiar Eminescu, că toată lumea se îndoia. Oricum, această formă de comunicare cu lumea cealaltă este pusă mereu sub semnul întrebării, că nu știi, există sau nu există. Lumea cealaltă e pusă sub semnul întrebării, da. Dar totuși aceste umbre, da, apar prin spiritism. Și, domne, cineva l-a întrebat și a zis, deși sunt foarte obosit, totuși am să încerc să vă fac o dovadă. Și a făcut, era perioada aia comunistă, când aveam eu, deci 10 ani, eram de-abia după 2 ani după ce am scris poemul, primul poem, da, articolul la Gazeta de Perete. Cel cu Stalin, cel, da. Cel cu Stalin și cu Chin, care rimează cu Chin.
inspirată rima, dar în perioada aia n-am putut să-l arăt nimănui, că era un act de dizidență, pentru că el a spus ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, deci s-a parafrazat pe el și de acolo pornea că mă tot gândesc, mă doresc cum să te ajut, voiesc, nu știu ce, o am acasă. Nu mai m-am uitat pe ea, în cartea lui Eminescu, am pus-o acolo, e scrisul lui, aici e nebunia, că dacă o arăt oricărui grafician, sunt prieten cu Mircea Dumitrescu, care a făcut toate manuscrisele lui Eminescu, da. Și el, îți dai seama că a învățat scrisul lui pe din afară. Da, da. Și îi mulțumesc lui Mircea că mi-a dăruit un volum pe care îl țin acasă ca pe un lucru sfânt al lui Eminescu și din când în când, când vreau să mă încarc de o energie anume, deschid cartea, indiferent oriunde aș deschide-o, e scrisul lui Eminescu. Și parcă ceva răzbate din litera aia, pentru că mă simt încărcat în momentul în care citesc, îmi trec privirea doar peste manuscris, chiar dacă nu citesc cuvinte, dar văd doar grafica. E foarte interesant. Și am să-i arăt, uite, lui, să vedem dacă el zice că într-adevăr ar putea să fie scrisul lui Eminescu. Pentru că e prin a doua mână și a mediumului. Deci s-ar mai fi putut strâmba ceva. Eu nu știu, în orice caz am deci un manuscris din partea lui Eminescu scris după ce a murit cu mult, deci după aproape 70 de ani de la moartea lui. Maestre, ce imagini am tatăl dumneavoastră cu mios de pădure, de vânt, atunci când a revenit din ascunzătoare ca să fie arestat. Apoi întâlnirile dumneavoastră cu Eminescu, apoi mama dumneavoastră și puterea iubirilor. Ce viață și ce frumos ne-ați purtat puțin prin aventura, prin trecerea până acum a vieții. Acum, dați-mi voie să vă ofer cu mult drag din partea editorii Herald o carte din Comorile Sapiențiale, scrisă de un mare gânditor al Indiei, Swami Vivekananda. Mulțumim editorii Herald pentru că sunteți de asemenea un mare dascăl și un mare gânditor. Și este foarte rar ca un mare gânditor să fie și un mare trăitor. Ați împlinit lucrurile pentru noi și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Atunci, pentru că probabil întâlnirea noastră se apropie de sfârșit, de obicei da. Cei care sunt invitați. Da, mai sunt 5 minute. Da, ei nu constată ei această, dar am înțeles, dacă mi-ați dat această carte, că întâlnirea noastră se apropie de sfârșit, dar orice sfârșit vestește un început, cum spune poetul. Îmi permiteți atunci să merg către instrumentul în care am să vă spun un poem al lui Nichita, care e pus în oglindă, pentru că poeții mari, geniali, se întâlnesc în viziuni, cum am spus. Și aici este o zonă mai aproape sacră a întâlnirii între Eminescu și Nichita, este zona profeției. Când amândoi, deci dacă am spus vreme trece, vreme vine, și cu toată încărcătura de profeție pe care o cuprinde glosa lui Eminescu, acum am să spun strigăt de ferire de Nichita Stănescu. Domnia sa ne-a întors ca pe un ceas. Ne-a reglat să fim lucizi în timpul zilei și somn lăbărțat și fără vâsle ne-a dat pe sub lună noaptea. De ce am împinge prin alcool visul de noapte sub miezul zilei? De ce am mutat cu norii umbra pe care alergând copilul și-a uitat-o acasă? Haideți, vă rog, și vă implor să haidem. Insuportabil stând și înțelepți, două, trei guri de aer mai avem. Și apoi,
De ce la urmă și înaintea trecerii noastre în nimic, acum să dobândim înțelepciunea, știința dreaptă a durerii? Haideți, vă rog și vă implor, la dezlegarea țărmului de lucruri, la valea triștilor ficați de păsări, de la ospăți când stați, ah, vă implor, acum când numai o secundă lucioasă ca un principat german ne mai desparte de Mediterana albastră a lui Odiseu, ah, vă implor, să nu-i lăsăm pe tineri și pe adolescenți, ah, vă implor, spuneți-le greșeala morții noastre pe foarte viguroasa de greșeala lor, să nu-i lăsăm pe ei, pe mult copiii care din trupul nostru s-au născut ca un ecou să ne repete viața. Sunt noi erori ce nu au fost făcute. Sunt crime împotriva razei ce n-au fost. Noi mănuare nu are sens, nu are semn. Nici datină nu are să învețe trupul nostru pe de rost. Ah, vă implor, vă rog acum, când suntem înțelepți, când suntem apți de a desface adevărul de minciuna unului, doi, treiului, cinci, ca niște frați, vă rog și vă implor, hai să le spunem. Greșeala noastră am trăit-o noi. Voi, dragilor, trăiți-vă pe-a voastră. Un infinit există de greșeale noi. Haideți, acum, când murim cu moartea, îmbrățișați în prea curvie, haideți, vă rog, să-i lăsăm să fie pe-ai noștri tineri mai curați. Să nu mai facă ei greșeala noastră, nici crima împotriva calului și a stelei, și nici scuipatul împotriva mării mare, și nici grăunțe să nu pună în chimere. Loc liber este pentru alte noi greșeli și plânsuri mult sărate. Hai să-i lăsăm pe tineri noi, de plin curați și în sănătate. Maestre, vă mulțumim cu totul deosebit pentru onoarea de a fi putut să călătorim prin amintirile, prin arhivele dumneavoastră, pentru a începe așa, a termina așa cum am început. Sperăm să continuăm călătoria cu o proximă ocazie. Permiteți-mi să vă mulțumesc și să vă rugăm să ne păstrați pe noi echipa interviurilor TVH în amintirea dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă mărturisesc că este o mare bucurie pentru mine de câte ori mă întâlnesc cu publicul și sub această formă. Nu numai la teatru, când ei sunt în sală, aproape de mine, e adevărat, dar și acum când publicul este la o distanță uneori atât de mare, încât te și miri că televiziunea poate să facă acest miracol. Vă mulțumim!